Românii devin din ce în ce mai mult legați de lumea virtuală, inclusiv atunci când vine vorba de un proiect pe care vor să-l promoveze sau pur și simplu dacă își doresc o stradă asfaltată, decât să umble după semnături pentru ca inițiativa lor să fie luată în serios de autorități, mai bine se așează în fața calculatorului, intră pe un site specializat și postează petiția. Așa se face că o astfel de pagină virtuală a adunat până în prezent mii de petiții, mai mult sau mai puțin trăznite. La fel vin și semnăturile din partea celor care accesează site-ul. Dacă, de exemplu, pentru o petiție privind redeschiderea minelor s-au strâns peste 65.000 de semnături, pentru înlăturarea uniformei unui liceu din Pitești nu a semnat nimeni. Și giugiuvenii sunt amatori de petiții online, iar doleanțele lor nu sunt deloc aberante. Aceștia își doresc un skate park în Giurgiu pentru a nu mai fi alungați de poliția locală, vor un post de radio care să difuzeze numai muzică rap și hip-hop, își doresc refacerea podului de la Grădiștea sau construirea unei grădinițe în cartierul Negru Vodă. Din păcate, niciuna dintre aceste dorințe nu a fost încă îndeplinită. În ceea ce privește petițiile amuzante, sunt români care cer pedepsirea vecinilor gălăgioși care nu-și mai doresc pene de curent, care vor radio de rap și hip-hop sau un concert cu trupa BMB la Nădlac. Important este că o parte din aceste petiții au fost finalizate cu succes, așa cum reiese în urma observațiilor, autorilor sau semnalărilor din presă. Site-urile de acest gen le oferă posibilitatea utilizatorilor să se exprime liber și să publice probleme și dificultăți cu care se confruntă, dar și să găsească susținerea celor care le împărtășesc opiniile.